departe? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. 8:35, Dublu sau nimic, 4.000 de euro în această dimineață. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, cu imagini din studio. Alături de noi e Dănuț din Constanța. Bună dimineața, Dănuț! Salut, Dănuț! Bună dimineața! Bine venit la Europa FM! Bine v-am găsit! Dar ce ești supărat așa? Nu sunt supărat deloc. Sunt surprins. Așa ești tu vesel? De telefonul dumneavoastră. Nu să fii surprins, Dănuț, nu te-ai înscris? Mamă, știi de când ne pregăteam să te sunăm? Da, cred că mi-a făcut soția o surpriză. A, nu știi? Spune că o să te înscriu, o să te înscriu. Nu, nu știam nimic. A, tu nu te-ai înscris? Mamă, cum ar fi să ia toți banii astea? Mamă, cât de tare e asta. Dar tu știi concursul? Adică... Da, sunt... În mașină vă ascult foarte des. Și chiar dau volum destul de tare când aud concursul. Le mai... Eu le mai ratez. Dar de ce crezi că... Dar... De ce crezi că te-a înscris nevasta pe ascuns? Pentru că le... mai am spus, mai știam răspunsurile și că eu o să te înscriu, o să te înscriu. Băi, stai liniștit, n-are rost. Ți-am simțit, băi, Dănuțe, tu ești un băiat ca lumea, că să te înscriu să aduci niște bani acasă. Cum o cheamă pe doamna? Cine se gândește la finanțarea familiei? Georgiana. Și Georgiana e cu tine acum? Nu. Dar ea ascultă și când nu e cu tine? Că... Sau bă, nu este că ascultă, da, cred că este la serviciu acum. N-ai apucat să o anunți? Nu. Bună dimineața, Georgiana! Georgiana, sperăm că ești pe frecvență, că ar fi păcat să ratezi. L-am scris pe Dănuț să pierdă concursul. Da, mai ales că astăzi pornim de la 500 de euro, Dănuț. Da. Și mai mult decât atât, este ultima ediție din sezonul ăsta de Dublu sau nimic, așa că ești cu atât mai norocos să participi. Da, să sperăm să fie. Închei sezonul. Emoțiile sunt la maxim acum, să vedem. Deci tot nu m-am lămurit. Tu ești la serviciu acum? Eu sunt la serviciu acum, da. Ai ceva sprijin? Sunt singur. Am înțeles. Cu ce te ocupi, Dănuț? Operator de tehnică de comunicații radio. Comunicații radio. 20-20. Da. Ne poate stinge... Nu ne stinge nimic. Nu vă stinge nimic. Nu ne stinge nimic. Bine, hai, lasă emoțiile. Da. Asta e cadoul soției. Aveți vreo aniversare, ceva, ziua ta prin preajmă? Nu. N-aveți nimic. Mai târziu, nu. Bine, faceți o vacanță frumoasă dacă iei banii ăștia sau măcar o parte dintre ei. Doamne ajută. Bănuiesc că te încurajează, sigur ascultă undeva, așa că cu gândul la ea, hai să ne iei banii. Mult succes! Mulțumesc, să fie! Mulțumesc! 500 de euro. Întrebare de 500 de euro în deschidere. Nu e cea mai grea, dar nu e nici foarte simplă, având în vedere realitățile. Ai emoții, Luca? Nu. Eu zic că aici știe Dănuț. Dănuț! Da. Și pe a doua o știe. Ce funcție ocupă în prezent fostul premier Florin Câțu? Președintele Senatului. Florin Câțu. Te-ai gândit bine? Și... Nu da. Câțu. Celălalt președinte de cameră? Cine ai? De la PSD, domnul Ciolacu. Domnul Ciocalu. Și sigur nu e invers? Cred că nu. Aha. Hai că se zici că domnul Câțu e la Senat și domnul Ciolacu la Camera Deputaților. Da. Eu așa zic. Dar de unde știi tu, măi, Dănuț? De unde știi? Că nu l-am mai văzut pe domnul Câțu... Colegii au fost foarte surprins că eu știu asta și te-a întrebat așa ceva. Nu l-am mai văzut pe domnul Câțu de când s-au ocupat hackerii de el. Da, a fost la Iron Maiden, a văzut, a pus poză. Da. Ok. Dănuț, da? Ai 500 de euro, primii tăi bani la Dublu sau nimic. Mulțumesc. Bine, Georgiana, bravo, da. Acum. Hai, Dănuț! Da, ai dreptul să te gândești un pic. Da. Și ai de ales între două variante. Te oprești, 500 de euro, sunt banii tăi, un weekend cu Georgiana, uite, sau un cadou. Sau 1000 de euro, dublezi premiul, 1000 de euro. Foarte mulți bani încă de la început. Da. Nu știu ce să zic. Nu este o sumă de renunțat chiar așa, dar am avut o chestie acum ceva timp când vă ascultam și am spus că dacă intru în concursul ăsta, plec fără nimic și să vedem ce o fi. Cu alte cuvinte, continui. Da. Bravo, Dănuț, să pleci fără nimic. Nu pleci cu bani, te simți că pleci cu bani. Pleacă la drum fără nimic. Să știi că astăzi, premiul fiind foarte mare, întrebările nu sunt dintre cele mai simple. Dar să nu-ți imaginezi că Luca a mers și a ales. Da. Adică are și el o limită. Asta așa, ca să te gândești. Până una alta mergem la 1000 de euro. Mergem la 1000 de euro. 1000 de euro. Hai, concentrează, că nici asta nu e grea. Da, să vedem. Îți plac călătoriile? Mai umbli așa? Pot să spun că da, da. E mult spus. E mult spus, da. Dar ar trebui să o știe. Bine. Ia. Dănuț, o întrebare de 1000 de euro. Practic, mai mult decât premiul maxim al unei ediții obișnuite de Dublu sau nimic. Prima ediție de luni. O ediție obișnuită. O ediție obișnuită începe de la 100, este la 800. Poate fi și marți de 800 de euro. Poate fi și joi de 800 de euro. Poate fi și vineri de 800 de euro. Poate fi în fiecare zi de 800 de euro. În cazul în care se câștigă permanent. Hai că Dănuț cine așteaptă. Vlad a luat teroare. Dănuț, 1000 de euro. Care este cel mai estic oraș din România? Estic, Iași. Galați. Da, Galați. Asta a fost. Și brăilenii. Mamă, eu eram convins că știi, tu fiind constanțean. Da. Estul, Marea Neagră. Aproape. Estul este înspre Marea Neagră, Moldova, graniță, da. Când te gândești așa la harta României. Pe Iașiul e estic, da. Da, e ceva, da. E est, dar nu e... Cred că și Constanța e mai la est de Iași. Da, da. Clar. Și mai la est de Constanța, mai la Marea Neagră, cum ar veni, decât Constanța. Mai sus de voi. Mai sus de noi, dar să spunem spre Tulcea. Mai. Și de la Tulcea te tot duci în dreapta și ajungi la... Sulina, măi, Dănuțe, mă, firar să fie. Sincer îți spun, eram convins că o știi pe asta. Da, serios. Fiind la voi din zona așa, oarecum... Da. De... Ce să fie? Asta a fost, asta a fost. O să ții minte... Trebuie să recunoști că nu era dificilă, nu? Nu, chiar nu. Da. Eu cred că știai, dar te-ai încurcat un pic, n-aveai cum să nu știi asta. Asta e farmecul concursului Dublu sau nimic. Bineînțeles, bineînțeles. Salutări Georgianei. Dănuț, n-a fost să fie în dimineața asta, n-a fost să fie să încheiem cu un premiu ediția din acest sezon de Dublu sau nimic. Revenim la corigențe. Dar revenim la corigențe. Georgiana, poți să-l mai înscrii pe Dănuț, să știi, tot așa pe ascuns. Că ai mână bună, văd că dacă n-a câștigat, poate să-l extragă calculatorul, adică rămâi în cursă, Dănuț. Până una alta, de săptămâna viitoare, după o pauză, avem o pauză cealaltă, adică cealaltă. De luni într-o săptămână. Începem așa, ceva frumos de tot. Da. O să vă placă foarte mult. Cu alte cuvinte, Dublu sau nimic se oprește aici. Revenim cu el în toamnă, însă până în toamnă, peste o săptămână, avem vești noi. Cu premii mari. Cu bani mulți. Și frumos de tot. Fain. Bine, hai. Ne auzim săptămâna viitoare când vă dăm detalii. Ceau. Deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.